Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Can't touch this nici pe Nentu Elon Musk. Ați văzut, frate, că noi am mirosit ceva. Am simțit că nu e în regulă toată situația. Avem nasul antrenat. Da. Nu a venit Musk. Deși o bună parte din presă era. Noi să ne umflăm în pene acum. Ia de înregistrarea de ieri dimineața. Bine, trebuie să dăm o recompensă. Asta a fost ieri. Pentru cine, dacă l-a văzut cineva cu adevărat pe Nentu Musk. Și pe România. Angelina România, da. Că am senzația că, știi, vorba ziariștilor bătrâni. De ce să lăsăm adevărul să strice o știre frumoasă? Corect. Toată lumea vorbește că Elon Musk, petrecere, Halloween, nu știu ce, poiana ăsta la Bran, nimeni nu l-a văzut, nimeni nu știe. Ieri era internetul plin de imagini cu rămâneți priviți cum iese Elon Musk din nu știu ce cârciumă sau ceva și sau de pe vreo terasă. Da. Și filmau random ceva din Brașov, nu ieșea niciun, că te uitai ca prost, știi? Da. Nu ieșea niciun Elon Musk. Asta este clickbait-ul televiziunilor incorrecte față de public, ăsta este. Rămâi să vezi cum iese. Nu, dar ei chiar filmau. Da, și nu ieșea nimeni. Poate iese, poate nu iese, nu știm. Astăzi n-a zburat. Azi n-a ieșit. Este ca la circ. Astăzi nu zboară. Astăzi nu iese, dar poate mâine iese. Rămâneți aici și uitați. Asta e, da? Asta e înregistrarea de ieri. Frate, așa n-avem noi noroc în viață. N-a venit Musk să vadă și cum e viața pe la noi. Eu cred că a fost o fumigenă a invitațiilor. Cine? El McPherson. Au venit aia de nu-i știe nimeni. Til. Miliardarii aia, da, mici. Sergei Brin, miliardarii mici. Și ca să-i lase pe ei în pace, au zis, vedeți că vine Elon Musk. Elon, cum îi zic românii. Elon. Și toată lumea după Elon și aia și-au văzut de distracție acolo, nu i-a deranjat nimeni. Uh-huh. Cine-s mă aia de la Google, de la... Nimeni. Unde e Elon? Și mie 40 de miliarde acum. Exact. Are, ce, cât are la mă? 40 de miliarde. Lasă-mă, uite, vine Elon. 80% din PIB-ul României. Încă nu. Și încă. La fel au mai fost că mai era, ai trimis tu ceva cu actriță. Elle McPherson. Aia, deci iată, miliardarii l-au aruncat pe Elon și actrițele pe Angelina. Tu nu știi cine este Elle McPherson? Nu știe, nu știe. După cum a întrebat, nu știe. O cetățeană. Actriță. Cum să nu știu? Nu e actriță. Este o fostă modelesă. Mă rog, și n-a jucat în nimic? Păi, nu poți, mă, stai, golan. N-a jucat. O fi jucat, dar... O fi apărut pe un catwalk, pe ceva. Așa, poate și tu ai apărut la televizor, că te-au filmat pe stradă. Da. Deci, ești om de televiziune? Sunt actor. Ești om de televiziune, te-ai apărut la TV. Figurant. Da. Dă lume pe stradă, știi? La montaj la TV, zice, da, ce dăm acum, că nu mai avem cadre. Dă niște lume pe stradă, știi? Și pac, apare. Erau vremuri de-astea, da, când avea lumea. Am apărut la televizor aseară. Altfel, Libertatea și-a cerut scuze. Cred că sunt singurii care au spus, uite, noi am ratat. Am dat-o și, de fapt, a fost o știre eronată și ne cerem scuze. Și că Tolo e cinstit, adică, da, când o greșește... Și acum, evident, lumea, că asta este proști, că atrage atenția. A, și-a cerut scuze. Și toată lumea este să-l călărim pe Tolo. Acum, nu că este cumva colegul nostru, dar aș vrea să vă atrag atenția că Tolo este când greșește. Băi, își cere iertare. Ca și Deșteptarea. Acum, na, să vorbim și de noi un pic. Bă, mai dă și noi de gard. Nu suntem infailibili. Presa nu e infailibilă. Slavă cerului că nu e infailibilă și că mai greșește. Frate, comiți o eroare, ți-o asume, asta e, nu e deloc plăcut, îți iei niște șuturi, râde lumea de tine, dar mergi mai departe. Asta este treaba, face parte din meserie. Dar aș vrea să vă reamintesc că există numeroase redacții, televiziuni, site-uri, ziare, cum ar veni, care de ani de zile, mint, manipulează, spun minciuni, inventează lucruri, inventează conspirații, fac asta zi de zi, de ani, de lună de lună, ani de zile și niciodată, nu că nu și-au cerut iertare, n-au admis faptul că mint sau că au spus lucruri neadevărate. Deci, hai să ne concentrăm și pe lucrurile care au cu adevărat importanță. Că asta cu Elon Musk, mă rog, a trecut. Da. Altfel să știi că, uite, Elle McPherson apare pe IMDb, e actriță, e și actriță. A scris cineva că a fost în Friends colegă de apartament cu Joey. Na. Așa e, bravo! A fost și acolo. Deci eu când vă spun că e actriță... Mă, nu sunt sigur, sigur? Da, 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 are niște filme la activ. Mă rog, apariții... Da, asta a fost la Brand. Da, a fost la Brand, da. Aia sunt multe imagini. A fost la Brand. Chiar de aia pe contul de Instagram. Da. Și a fost și DJ-ița Sandstrom, nu știu ce, dar nu știa nimeni de ea, acum este super famous. Cum? O DJ-ță. O DJ-ță, da. Și ăștia, cred, Til, nu știu ce, nu știe nimeni, oricum, miliardarii mici, vorba ta. Nu știe nimeni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.